Un obiect neidentificat extrem de strălucitor și care se deplasa cu o viteză incredibilă a declanșat alerta generală la baza militară Alexei din inima Bărăganului. Se întâmpla pe 23 august 1984, o zi specială în care armata română defila în centrul capitalei sub ochii lui Nicolae Ceaușescu. Obiectul identificat de aparatele radar a generat o situație fără precedent în istoria militară a României. Starea de alertă a fost dată de la baza militară Alexeni, aflată la 5 km distanță de Urziceni. În timpul paradei, după ce deasupra Bucureștiului au zburat migurile și elicopterele armatei, stația radar de la Otopeni a apelat de urgență centrul de la Alexeni pentru a afla dacă mai are o aeronavă în aer. Pe radar apărea un obiect neidentificat, suspendat deasupra aerodromului din inima Bărăganului. Era ziua națională și se aniversau și 40 de ani de la evenimentele prin care România s-a alăturat aliaților și a întors armele împotriva Germaniei hitleriste. Aeronavele MiG, IAR, ANE, care participaseră la parada militară de la București, reveniseră și aterizaseră la baza militară Alexeni și unele fuseseră deja husate. La un moment dat, stația radar de la Otopeni a întrebat totuși stația radar de la Alexeni dacă se mai află vreo aeronavă în aer, deoarece ei vedeau ceva pe verticala aerodromului. S-a procedat la încă o verificare, confirmându-se prezența la sol a tuturor aparatelor, a declarat generalul Emil Străinu, unul dintre martorii evenimentului, cel care se ocupa de stația radar. Mărturia sa a fost consemnată de Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate. Obiectul respectiv avea o formă ovoidală, cu o lungime de 2-3 metri și o lățime de 1,5 metri. Părea să fie făcut dintr-un material strălucitor, asemănător aluminiului. Nu făcea zgomot, nu avea lumini proprii și nici jeturi de propulsie. Nu părea incomodat de vântul de 7-8 metri pe secundă. Pe timpul evoluției sale au fost semnalate perturbații puternice în comunicații, a mai declarat militarul. Potrivit martorului ocular, OZN-ul pendula deasupra aerodromului. Era undeva spre vest, la o altitudine de 4.000-4.500 de metri. Ulterior, brusc, acesta a coborât la 2.200 de metri și apoi a dispărut din nou în sus la 22.000 de metri altitudine. A dispărut la un moment dat de pe radar, avea un semnal ca al unui mic avion sau unui elicopter, iar apoi a urcat și a coborât în zigzag de 7-8 ori între 2000 și 55.000 de metri, cu viteze de la 0 la 12.000 de km pe oră, a mai declarat generalul. Operatorii de la traficul aerian au încercat să afle de la avioanele civile aflate deasupra României dacă au sesizat un fenomen neobișnuit pe cer, iar confirmările au venit pe bandă rulantă. Echipajele de zbor ale mai multor aeronave au relatat că văd un obiect ca un balon cu aspect metalic. Niciuna dintre aceste relatări nu a ajuns însă în documentele oficiale. Incredibil este faptul că OZN-ul a stat în aer fiind observat pe radarul bazei militare aproape 40 de minute, dispărând apoi subit cu o viteză incredibilă de peste 1000 de km pe oră la un plafon de peste 100 de km. Deși detaliile s-au raportat la Otopeni, de acolo a venit răspunsul că e mai bine ca lucrurile să fie uitate, întrucât în ziua națională nimeni nu avea nevoie de știri bombă, a mai afirmat generalul citat ulterior de Adevărul. Ce s-a întâmplat la baza militară Alexeni? A fost doar un balon meteorologic luat de vânt, așa cum s-a spus ulterior? Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate îl clasifică în prezent drept un fenomen OZN. Nu putea fi în niciun caz un balon, lucru confirmat și de operatorii radar, toți cu experiență de peste 10 ani în radiolocație, aleși special pentru a asista fără probleme pe parada militară. Benzile magnetice care au înregistrat evenimentul au fost analizate atent, dar după 24 de ore au fost șterse. Din cauza momentului special și a emoției generale, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea trimiterii unui raport mai sus. Ulterior s-a căutat mușamalizarea celor întâmplate și ridicolizarea martorilor, afirmă aceștia. Incidentul de la baza militară Alexeni a fost doar un episod din seria foarte lungă de fenomene neexplicate ce au legătură cu OZN-urile petrecute în România. O primă atestare a unui fenomen bizar datează din anul 1517 și este menționată în Letopisețul Moldovei. Pe 8 noiembrie, un săm mare s-a arătat pe ceriu ca o strălucind din miază noapte ca un chip de om, de-au stătut multă vreme și iarăși s-au ascuns în văzduh, se spune în Letopiseț.
Un alt eveniment neelucidat a avut loc în timpul atacului din 15 octombrie 1595 al lui Mihai Viteazul asupra orașului Târgoviște, aflat pe atunci sub ocupație otomană. Atunci este menționată apariția unei comete bizare, care a stat țintuită pe cer deasupra taberei muntene timp de un ceas sau două, pentru ca apoi să dispară fără urmă. În anul 1913, în România s-ar fi înregistrat un alt fenomen OZN. Timp de o lună au fost semnalate 23 de cazuri de apariție ale unor obiecte zburătoare neidentificate de formă rotundă, care imitau o lumină foarte puternică. Cercetările ar fi scos la iveală faptul că OZN-urile ar fi zburat deasupra unor unități militare situate în apropierea orașelor românești Foșan, Brăila, Iași și Târgoviște. Evenimentele nu au fost ocolite de presa vremii, ziarele de atunci ar fi relatat despre aceste întâmplări aflate în mister, precizând chiar faptul că soldații înregimentați în respectivele unități ar fi încercat să gonească bizarele farfurii zburătoare cu salve de tun. Poziția Ministerului Apărării din acele vremuri, 1913, a fost una imparțială. Oficiarii din armată precizând faptul că nu a fost vorba de OZN-uri, ci despre o serie de avioane fantomă rusești plecate în recunoaștere. În anul 1967, pe cerul localității Berzasca, a staționat timp de o oră un triunghi zburător fiind privit de câțiva localnici. Un an mai târziu, deasupra regiunii Banat, a survolat timp de 38 de ore tot un triunghi zburător fiind văzut de mai mulți oameni, printre care și meteorologi și inginerii. Mai aproape de evenimentul de la Alexeni, în zilele de 23-25 septembrie 1978, nu departe de cabana Bâlalac, a avut loc una dintre cele mai terifiante întâlniri de gradul 3, precum și unul dintre rarele cazuri în care oamenii au fost atacați de entități necunoscute. Victimele, circa 20 de militari în termeni, aflați într-o fostă cabană din apropiere de lacul Bâlea. Un alt eveniment neobișnuit a avut loc în iulie 1997. Operatorii din turnul de control de la aeroportul Otopeni au remarcat apariția unei lumini circulare situată în vestul aeroportului între Buftea și Corbeanca. Prin binoculuri s-a văzut că la mijlocul petei circulare era o fâșie orizontală colorată în alb, portocaliu și roșu, culori care se transformau una într-alta. Păreau să fie două globuri de dimensiuni diferite, lipite unul de altul, care se mișcau într-o zonă strict delimitată. Lista OZN-urilor este însă mult mai lungă, fiind raportate sute de astfel de evenimente în toate colțurile țării. Niciunul dintre ele nu a fost însă confirmat de autorități. We'll be right back.